Bine v-am găsit, dragii mei dragi, mă bucur să ne revedem și astăzi, pentru că am niște mesaje foarte importante să vă transmit. Unul dintre ele sper să vă dea speranță, pentru că a apărut spontan în timpul unei sesiuni. Există speranță pentru voi. Cineva își dorește foarte tare să vină către voi, să vă facă o vizită, să vă ofere un mesaj. Există cineva însă, totuși, care s-ar putea să vă ia apărarea, mai ales pentru că persoana respectivă va pricinui niște neajunsuri și atunci este normal să sară în sprijinul vostru. Asta înseamnă că în momentul în care s-ar putea să vină la voi, dacă vă cunoașteți și personal, să puneți pe altcineva să deschidă ușa sau, dacă este un mesaj, să puneți pe altcineva să citească mesajul în locul vostru, pentru că în foarte multe situații nu prea mai vreți să auziți de această persoană care cred că face absolut tot posibil să insiste pentru a fi primit de voi și a discuta împreună cu voi. Aceasta este energia generală. Haideți să vedem acum mai multe despre ceea ce urmează să se întâmple. Avem aici iconul abundenței, o mare veste, o mare bucurie, abundență emoțională. S-ar putea să, eu știu, să fie o surpriză peste măsura așteptărilor voastre. Posibil că sunt relații care au fost pe punctul sau sunt pe punctul de a fi terminate sau chiar s-au terminat și v-ați luat gândul de la această persoană. Eu zic să nu vă grăbiți. Este o situație în care există decepție, există anxietate, există furie, bineînțeles, există neiertare, că doar de asta s-ar putea să nu mai doriți să vedeți persoana respectivă foarte, foarte curând. Persoana respectivă s-ar putea să vă facă minte naș un cadouț. S-ar putea să vină cu o ofertă, cu o propunere, s-ar putea să își dorească foarte tare să vă ofere un inel sau vă ofere un pandantiv, un ineluș. Cine știe, poate că vă pune și marea întrebare. Ideea este că își dorește cumva să se apropie din ce în ce mai tare de voi și s-ar putea să găsească și modalitatea ca să poată să vă cucerească. De asemenea, fără doar și poate, această persoană s-ar putea să gândească și la împăcare. Mai ales dacă ați avut, eu știu, și acele situații de despărțire, de separare, cred că își dorește foarte tare să ajungă la un consens, la un echilibru. S-ar putea să facă o propunere din care ambele părți au de câștigat sau să cădeți de acord să colaborați, să faceți un compromis astfel încât voi doi să diminuați distanța aceasta dintre voi. Ca semne zodiacale predominante, Balanță, Săgetător, Scorpion, Capricorn, Leu de asemenea și Fecioară ca semne zodiacale predominante. Persoana respectivă s-ar putea să lucreze în justiție sau, eu știu, să aibă posibilitatea de a lua decizii în numele altor persoane, factor de decizie, conducător de echipe, lider, manager, în sfârșit. Mai puțin contează acest lucru, ci contează faptul că în sfârșit vi se va face dreptate. Persoana respectivă vă dă dreptate și de aceea probabil că își dorește să se apropie de voi și să încerce o nouă abordare. S-ar putea să ia o decizie rapidă, o decizie fără să se gândească de 100 de ori. Cum spuneam, este o persoană care se gândește din ce în ce mai mult la voi, am mai spus-o într-o altă etalare, se gândește din ce în ce mai mult la voi. Este apatic, este singurat, singur, singură, însingurat, și se învinuiește de foarte multe lucruri negative pe care le-a adus asupra dumneavoastră, mai ales dacă este și în zodia Racului. Ce își dorește? Își dorește stabilitate, stabilizare, își dorește ca cuplul vostru să fie sigur, să vă stabiliți cumva în acest cuplu. Posibil să-și dorească să vă luați o casă împreună. Să vă mutați împreună, să oficializați această relație cumva, știți? Tot se vede în ceață.
să vă împământeniți relația și va fi, într-adevăr, o mare bucurie. Există speranță, există bucurie, există revenire spectaculoasă, există revenire surprinzătoare cu tot soiul de cu tot soiul de propuneri și acest lucru se întâmplă pentru că persoana respectivă își dorește să vină la voi să cumva să călătorească către voi. Sau primiți aceste vești de la distanță, persoana respectivă fiind la distanță. V-ar lua în lume și ar fugi cu voi, știți? Să nu mai știe nimeni de voi. Probabil că sunt și multe piedici, multe responsabilități, multe situații în care iubirea pare a fi imposibilă, imposibilă iubire. Intenția sa este de a vă lua și de a fugi cu voi în lume. Ok, ce va fi? Există aici o instabilitate financiară din partea persoanei voastre, dar își revine, s-ar putea să își revină foarte repede cu, din punct de vedere al banilor, să zicem așa, astfel încât să voi doi să reveniți împreună. Că acum chiar mă gândeam la o carte de final pe acest mesaj scurt, ce va fi între voi? Reunirea cuplului, revenirea acestei persoane brunețele cu ochii închiși la culoare sau părul castaniu închis, ochii căprui verzui, râde mult, este cu gropițe în obraj, în unele cazuri sau în barbă, este o persoană care vă face să zâmbiți și asta vă bucură foarte tare și voi zâmbiți chiar dacă sunteți mai vigilente, să spunem așa, vigilenți, vigilente, totuși să știți că zâmbiți și cred că s-ar putea să vă cucerească cu acest simț al umorului dezvoltat, posibil și o invitație, chiar și virtuală, să vă construiți o intimitate a voastră. Carte de final, de fapt două cărți de final, dorința vă este îndeplinită. Ceea ce vă doriți, vi se împlinește și cum spuneam, și mă bucură că a ieșit această carte, pentru că tot mi s-a transmis telepatic astăzi această carte. Există speranță. Această carte înseamnă hope, înseamnă speranță cu o persoană cu care aveți o relație la distanță, care se grăbește să vină către voi. Se confirmă, de fapt, ceea ce am spus și la început. Așteptăm vești, așteptăm telefoane. Până atunci, eu vă doresc să aveți o zi minunată, o săptămână plină de voioșie. Vă pup, vă iubesc, mulțumesc pentru mesaje, pentru vizualizări, pentru share-uri, like-uri. Sunteți absolut minunați. Nu uitați să vă abonați pentru întâlnirile noastre viitoare de la ora 20. Vă pup, vă iubesc, toate cele bune, numai bine, pa, pa!